Cu gândul la momentul în care vom merge la mare, ne facem cu toții calcule legate de modul în care putem minimiza pericolul unei eventuale infectări. Și dacă la hotel riscurile sunt mai mari, apartamentele de închiriat par să fie soluția ideală. În primul rând, vorbim despre mai multă intimitate. Luăm contact doar cu cei cu care mergem în vacanță, fie că vorbim despre familie sau prieteni. Ne gospodărim singuri, deci din nou riscul este mai mic. Iar prețurile sunt și ele avantajoase. Cătălina Smereca ne explică oferta. Bun găsit tuturor! Suntem într-un apartament din Mamaia, unul deja închiriat. Aici se poate caza o familie cu doi copii și au tot spațiul necesar pentru o vacanță. De ce alegem un apartament care se închiriază în regim hotelier? Răspunsul este simplu, pentru că aici ne bucurăm de confortul de acasă. Ei bine, vorbim despre un dormitor destul de spațios, iar aici ne aflăm în living, unul cu open space și, cel mai important, avem parte și de o bucătărie dotată cu tot ce trebuie. Și vreau să vă arăt. Vedem că sunt deja farfuriile puse, avem cânt pentru cafea, o oală în cazul în care dorim sigur să gătim și să asigurăm familiei un meniu sănătos. Vorbim de asemenea și despre un frigider, astfel încât toate produsele să fie ținute la rece. Mai mult decât atât, avem un cuptor cu microunde și, bineînțeles, o plită unde putem să gătim. Iată, cam așa arată un apartament care se închiriază în regim hotelier, iar prețul pentru o noapte aici pornește de la 400 de lei. Cel mai important este faptul că ne putem relaxa și, bineînțeles, putem servi masa alături de familie, așa cum o facem de altfel și acasă. Drept urmare, ne relaxăm și noi și iată cum sunt așteptați turiștii la malul mării. Sigur că nu știm exact data la care vom putea veni, însă spun aceștia, sunt pregătiți să-i întâmpine așa cum se cuvine.